Căluțul. Copii, Țopa și Ariciu sunt pregătiți să se joace toată ziua. Salut! Bună! Au! Căluțul se ascunde? Nu găsești căluțul, nu-i așa? Așa e! S-a pierdut în dezordine. Dezordine! Dă-mi căluțul înapoi! Oh, dezordine! Hai să le ascundem și noi în cutie. În cutie! Și cuburile tot în cutie? Și cuburile. Da! Căluțul! 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 Aha! Ordine! Așa este, acum e ordine. Bună treabă, copii! Ordonarea jucăriilor. Bună! Bună, Ariciu! Salut! Salut! Bună, Țopa! Bună, Pandi! Camera-i dezordonată, jucăriile scrămadă, de pe rafturi din sertare, toate într-o grămadă mare. Ursulețul e supat, vai! Iar mașina s-a stricat, vai! Peste tot numai hârtii. Hai să facem ordine, da, hai să facem ordine, copii! Bună ziua, copii! Câte jucării aveți! Haideți să le punem la loc! Jucăriile de construit în cutie, cuburile pe raft. Și elefantul? Și el merge în cutie. Bravo, copii! Vom învinge și dezordinea, noi o vom birui. Camera dezordonată, uite cum va străluci. Ursulețul e pe pat. Pat? Mașina s-a reparat. Da! În caiet avem hârtii. Ordine de plină. Ordine de plină, copii. Ursul. Bună ziua, Pandi! Bună și ție! Ce s-a întâmplat acum? Uite, nu pot să ajung! Bună! Ce este asta? Ce e? Asta e Maro? Nimic!
Poate ar fi mai bine să le ceri ajutorul prietenilor. Da, mă descurc! Mă descurc! Pandi, unde te duci? În sus! Funcționează acum! Pandi, nu le poți face pe toate singură. Să-i chemăm pe prieteni. Ajutor! Vă rog! Să ajutăm! Să ajutăm! Copii. Atunci când lucrați împreună, sunteți cei mai puternici! Maro. Pandi, care este culoarea ta preferată? Este maro! Uite, blana ursului, ea toată este maro. Este maro, este maro. Conuri mari maro de brad, ca de deasupra în cap. Direct în cap și fac poc-poc. Tumbutuc maro, se așează ursulețul cel maro. Ursulețul cel maro, ursulețul cel maro. Apoi el urmărește fluturașul maro. Fluturașul maro și acum l-a prins. Ce fluture maro frumos! Da, fluturaș! Ia să vedem, cine mai este maro? Calul este maro. Maimuța este maro. Cățelușul este maro. Până și bufnița are pene maro. Că stai prea mult la soare, apropo, pielea ta se va bronza, va fi maro. Dacă stai prea mult la soare, apropo, pielea ta se va bronza, va fi maro. Și vei fi maro, și vei fi maro. Tu vei fi maro, maro vei fi. Maro tu vei fi, maro tu vei fi. Maro tu vei fi, maro vei fi. Miau? Ham! Bună, Țopa! Bună! Ce mustață frumoasă! Cine vei fi astăzi, Țopa? Voi fi un animal! Și ce animal are mustăți? Acela e un câine. Câine! Câinilor le place să roadă un os și să se joace cu bețe. Și aceasta? Și aceea e o pisică. Oh, wow! O pisică! Pisică! Sunt o pisică! Da, Țopa, exact așa. Ham! Țopa, ham! Stai puțin! Ham! Ham! Unde pleci ham! Așa grăbit? Foame! Bună! Ham, 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 ham! Te joci? Ham! Aport! Ham! Haide, haide, haide! Ham?
Uite, ia un os. Haide! Nu vreau să mă joc așa. Nu vreau un os sau un băț. Dar tu ești un cățel. Eu sunt o pisică. Ham! Sopa. Pisicile nu fac ham. Atunci cum fac? Câinii spun ham, iar pisicile spun copilaș. Ce anume spun pisicile? Miau! Miau! Pisicuță drăguță! Iar pisicuțelor le mai place să se joace cu gemopace de hârtie. Miau! Miau! E mai interesant să te joci când înțelegi joaca. Acum copiii știu asta. Cum vorbesc animalele? Vaca spune mu! Gâsca face ga-ga-ga. Mu! Pisicuței îi e foame. Miau! Cățelușul vrea mâncare. Ham, ham, ham. Cântecul cocoșului. Cocorigu. Și mama vițelului. Wow! Animalele ce tot spun. Spuneți copii, acum! Miau! O pisică? Da, pisica spune miau. Un cățeluș. Bună! Cicirip, cicirip. Nu înțeleg. Sunt o rândunică. Corbul când stă pe o cracă. Cra, cra, cra. Mielul iarba o încearcă. Be, be, be. Cucul zboară azi sau nu? El tot spune zeh, cu-cu. Animalele ce tu spun. Spuneți copii, acum! Animalele ce tu spun. Spuneți, dragi copii, acum! Jocul codițelor. Bună ziua, Ariciu! Ce reprezintă desenul? Este un leu. Asta e? Bună, da. Iar aici am un elefant și un hipopotam. Wow, ai tot felul de animale. Și ce o să faci cu ele? După ce le fac, vor locui aici. Ce idee minunată, Ariciu! Bună! Poți să mă joc și eu, te rog? Bună! Da, stai puțin. Ai terminat? Încă nu. Haide, e rândul meu. Da, da. Oh, Pandi, ușurel, nu crezi că distrugi desenele? Nu! Te rog, oprește-te. Oh, oh, oh. Pandi, peștișorii nu trăiesc în copaci. Ei trăiesc în apă. În apă. Copacul meu e pentru animale cu codițe și gheare. Codițe și gheare? Bine. Uite, un animal cu codiță și gheare. Pandi, nu e un animal adevărat. Ai făcut un pește cu codiță și gheare. Uite așa, e mai bine. Un leu. Minunat, copii. Poate că acum ar trebui să adunați și celelalte animale. Da!
Hipopotam. Antilopă. O zeb girafa. Girebra. Girafo-zebra. Copii, jocul vostru cu codițe e atât de distractiv. Și ați creat niște animăluțe haioase și simpatice. Diferite animale. Copii, știți cine a venit să ne viziteze astăzi? Știm, știm! Da, animalele! Cine toarce pe sobiță și se linge pe blăniță? Cine crește atât de mare că din pom își ia mâncare? Girafă! Cine-i toată ziua în turma ei? Are și doi mielușei! Oaia! Mari și mici, rapide, tare! Animalele! Ne plac animalele! Unu, doi, trei, patru! Pandi, ce numere acolo? Dar pășesc pe două. Nu pășește! Sare! Cu picioarele din spate. Așa. Dințișorii ascuțiți. Cine-i are, ia privit. Tigrul. Două coarne sprintene. Da. Și mănâncă tufele. Capra. Miere place lui nespus. Mereu iarna doarme dus. Ursul. Mari și mici, rapide, tare, animalele. Ne plac animalele, animale. Caracatița. Bună ziua, copii! Bună! Salut! Bună! Ce desen frumos! Și Grohi s-a desenat foarte frumos. El este prietenul nostru, o caracatiță. O să-i facem o vizită cu un cadou. Oh, nu. Da, vopseaua a lăsat urme și trebuie să te speli pe mâini. Eu nu o să mă spăl pe mâini. Vreau să fiu frumoasă. Dar Grohi, dacă pătezi pe cineva? Nu o să pătez. Bine, dacă nu o să murdărești pe nimeni, merge așa. Salut! Asta e pentru tine! Bună! Wow! Toate aici sunt așa de frumoase! Wow! Uită-te la astea! Sunt frumoase! Foarte frumoase! Oh! Oi, oi, oi! Oh, nu! E în regulă! O să o spălăm! Spălăm? Eu mă spăl pe mâini! Repede, copii! Bravo, Grohi! Te-ai spălat singură pe mâini și ai spălat și caracatița. Acum? Totul e curat! Să ne jucăm! Caracatița! Ura! Ne spălăm pe mâini. Grohi, ce trebuie să faci după o plimbare? Să mă spăl pe mâini!
foarte bine groșii. Ne-am jucat și aici afară, cam de toate am apucat. Iar acum copilașii au mâini bune de spălat. Rezolvarea care e? Rezolvarea care e? Ne spălăm mânuțele. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Am mâinile uscate. Eu și mai uscate. Nu! Ale mele! Mi-este tare, 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 tare foame, prieten bun. Până nu te speli pe mâini, nu primești vreun papa bun. Rezolvarea care e? Rezolvarea care e? Ne spălăm mânuțele. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Ferma. Wow! 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 Bună, Ariciu! Bună! Te-ai hotărât ca azi să te joci singur? Nu mă joc! Eu lucrez! Și ce anume lucrezi? Rup iarbă pentru oiță! Oh, ești un fermier! Aha! Oița mea! Oița! Oh, oh. Unde e? Oh, Ariciu, chiar nu știu. Dar nu-ți face griji, le vom găsi cu siguranță. Oițe! Oițe! Uite, Ariciu, acolo, între cărți. Nu cumva e oița ta? Ba da! Trebuie să le găsesc pe celelalte. Bună treabă, Ariciu. Încă una. Deci acum sunt toate? Nu, lipsește una. Ai căutat-o peste tot? Poate ar trebui să o cauți din nou. Oiță! Stai! Nu te mișca! Te ajut eu să cobori! Bună ziua, oiță! Milu! Mi-ai prins oița! Mulțumesc! Ce bine că am găsit toate animalele! Dar tot nu înțeleg cine le-a luat de la fermă. Eu am fost ca să alerge și ca să se joace și ele. Scuze. Milu, acestea sunt animale domestice. Trebuie să trăiască la fermă, ca fermierul să aibă grijă de ele. Grijă? Adică eu să am grijă? Uite, vrei să mă ajuți? Da, vreau. Animale domestice. Milu, știi cum se numesc animalele care trăiesc cu oamenii? Știu! Domestice! Casa noastră are acum o pisică nu prea mare, ce toarce seara-n prispă. Ea e veselă, nu tristă. Cu pisica se mai joacă un cățel ce și mai latră. Când se apropie vreun străin, pe ei doi noi îi iubim. Animalele domestice sunt cei mai buni și cei mai tari. Animalele domestice au sufletele foarte mari.
Ce ai tu acolo, Milu? Lapte delicios! De la văcuță! Și tu, Ariciu? De la oaie, un fular și o căciuliță din lână! Ba, 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 ba! Și tu? Cine ți-a dat acel cadou, Țopa? O găină și un cocoș! Și de unde le aveți pe toate, copilași? De la fermă! Cine dă lăpticul bun, paște iarba chiar acum? Cine ne transport ușor, cu el mergem la obor? Cine urcă sus pe gard, să trezească întregul sat? Animalele domestice sunt cei mai buni și cei mai tari. Animalele domestice au sufletele foarte mari. Au sufletele mari. Noi te vom păca! Rața! Bună, Ariciu! Bună! Ești pregătit să faci o baie? Aha, curățușcă! Oh, scuze, Ariciu! Eu am greșit. Vrei o altă rățușcă? O altă? Aha! Uite! Ce rățușcă frumoasă! Bravo, Țopa! Oh, nu! S-a udat! Așa este. Rățușca asta nu plutește. O rățușcă din prosop nu-ți va fi de folos în apă, Țopa. Nu e o rățușcă. Dar cel puțin nu se va uda. E grea. Iar o rățușcă e ușoară. Cauciuc? Cauciuc. Așa este, Ariciu. Pietrele nu pot nota. Cauciuc, 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 cauciuc. Am găsit cauciuc. Nici cizma nu plutește. Dar rățușca, da. Copilași, din moment ce rățușca plutește, poate va pluti spre voi. Nu poate, nu are apă. Ba este, este apa! Înnoată rățușca, înnoată! Rățușca mea! Mulțumesc, Țopa! Cu plăcere! Să înotăm! Da, rățușca ta, Ariciu, plutește frumos. Dar cine înnoată mai bine? Eu! Haideți să aflăm! Haide! Cauciuc. O minge de cauciuc. Sunt băltoace mari în curte. Mari băltoace vor copii să se joace. Da, să se joace, toți ne-am pus cizmulițe frumoase. Nu se ură piciorușele noastre. Cauciucul sigur nu se udă. Prin băltoace hai să mai dăm o tură. Ce e acela? Un șiret? E un balon magic. Nu e un balon. Baloanele sunt mari. Cum ai făcut asta? Țopa, acesta e un balon de cauciuc care se poate mări. Cauciucul își tot schimbă formele. Poate fi mai micuț sau mai mare e. Sar pe minge liniștit,
fără să o spargi. Mingea va înțelege ce vrei să-i faci. Cizmulițele, picioare, ploaia nu ne udă tare. Semințe. Bună ziua, copilași! Bună! Salut! Ce sunt alea? Sunt fructe. Vrea cineva? Ia uite, ia un fruct. Nu este un fructariciu, e o sămânță. E o sămânță a fructului. Da, așa este, Pandi. Provine de la un fruct ciudat. Puteți ghici oare care? Uite, o smeură roșie. Și eu am aici roșii. Ia uite. Pandi, acelea sunt afine. Iar ariciu, acelea sunt coacăze roșii. Credeți că aceste semințe provin de la acele fructe? Nu! Afinele sunt prea mici! Și acre! Coacăzele sunt și ele mici. Și acre! Dar îmi plac! Ce ar fi să încercați și celelalte fructe să vedem dacă sunt mai mari? Asta e albastră! Așa e, Pandi! Iar fructele acestea sunt afine! Nu, prea mici. Dar sunt atât de bune. Semințe! Semințe mici. Da, ariciu, sunt micuțe. Sunt agrișe, iar semințele lor sunt mult mai mici decât a voastră. Încă o semință. Dar e diferită. Așa e. Semințele de strugure nu arată ca sămânța voastră. Trebuie să găsiți un fruct mai mare. Nu mai sunt! Nu am aflat de unde provine sămânța. Ei bine, copii, ați găsit o mulțime de fructe de pădure, dar ați ratat una. Care? Unde? Uitați-vă în jur cu atenție, nu aveți cum să o ratați. Tare dulce. Uite, ariciule, o sămânță exact ca noastră. Deci ăsta e fructul nostru? Și ce fruct mare e. Se numește pepene. Pepene. Uitați-vă, sunt un pepene. Fructe. Unde mergeți, dragii mei copilași? Câte fructe minunate, câte fructe minunate, poți să le culegi pe toate. Câte fructe colorate, câte fructe colorate, le gustăm pe încercate. Sunt în marmeladă, pot fi în compot, fructele ne plac mult de tot. Copilași, ia spuneți-mi care fructe vă plac cel mai mult. Îmi plac coacăzele. Îmi plac merișoarele. Sunt cele mai bune. Îmi plac agrișele. Sunt cele mai bune. Da, îmi plac strugurii. Sunt cei mai buni. Și nouă tuturor ne place cel mai mare dintre toate, pepenele. Fiși sau fructiferi cresc fructele și pot să sper că le vei culege, da. Pe toate? Le vei mânca. Fiecare dintre noi are fructul preferat. Dulce e sau acrișor, nici când nu a contat. Sunt în marmeladă, pot fi în compot. Fructele ne plac mult de tot. Fructele ne plac mult de tot. Versiunea limba română a fost dublată studiourile Fast Production Film. Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele. Abonează-te la canalul Tralala pentru mai multe desene animate educative și cântecele nostime. Albine.
Bună ziua, copii! Bună! Bună! Wow! Ia te uită! Wow! Ceva cu dungi! O, oare mușcă? Ce e, băieți? Ha? Nu știu! Copii, e o albină! Ce e albină? E o insectă! Insectele sunt micuțe! Chiar mai micuțe decât voi! Ce e acolo, în borcan? E miere! Albinele fac miere! Mierea e dulce! Dulce? Vreau miere! Și eu vreau! Da, nu e ușor să ajungi la miere. Nu ajung! Suntem mult prea mici. Suntem la fel ca aceste insecte. Aha! Ca albinele! Copilași, știți de ce aceste micuțe albine pot face atât de multă miere? Nu știm! De ce? Pentru că sunt foarte unite și fac totul împreună. Împreună! 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 Suntem ca albinele. Foarte bine, copii. Când sunteți împreună, puteți face orice. Ia spuneți, vreți să aflați ce alte insecte mai există? Da, vrem! Insecte. Uite o buburuză mică, mică, mică. Și o nobilă furnică, mică, mică. Buburuza se odihnește, iar furnica tot muncește pe o frunză de arțar. Iată bine și un pondar. Sunt insecte mici, sunt fluturi, gâză și furnici. Sunt insecte mici, sunt insecte mici. Sunt insecte mici, sunt fluturi, gâză și furnici. Sunt insecte mici. Ce pete frumoase ai desenat! Furnici, foarte mici. Ia! Țopa, ia! Tu ce ai desenat acolo? Acestea sunt furnici, în casa lor, casa furnicilor. Așadar, e un mușuroi de furnici. Bravo, Țopa! Creierașul cântă așa, cri, cri, cri. Cântă întreaga noapte așa, cri, cri, cri. El alargă un fluturaș cam poznaș. Fluturașul a zburat, pa, 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 pa. Creierele cântă acum așa. Sunt insecte mici, sunt fluturi, gâză și furnici. Sunt insecte mici, sunt insecte mici. Sunt insecte mici, sunt fluturi, gâză și furnici. Sunt insecte mici. E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos. Un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța, da! Coarda. Sunt mai rapidă. Eu sar mai sus. Bună, fetelor.
Salut! Despre ce vorbiți voi? Eu sunt mai bună la sărit? Nu, eu sunt! Eu pot face asta! Ei bine, eu pot face asta! Ce fete agitate! Nu-i așa, Milu? Bună! Bună, Milu! Uite ce pot să fac! Pot să fac și eu asta? Bineînțeles, Milu! Unde ți este coarda? Nu am una. Poftim! Mulțumesc! Haide, după mine! Nu știu cum. Fetelor, hai să-l învățăm pe Milu cum să sară coarda. Eu! Îl învăț eu! Uite! Hop! 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 Sari foarte bine! Poți face și asta! Merge! Grohi l-a învățat pe Milu să sară și Pandi l-a învățat pe Milu să sară. Dar cine îl va învăța pe Milu să sară coarda? Împreună? Știu eu! Rotește, Pandi! Sar, Milu! Hop! Uite, sar! Hop! 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 Așa! Bine! Spuneți-mi, copii, cine e cel mai bun săritor? Grohi și Pandi! Dacă lucrăm împreună, toate se vor rezolva. Minunat, copii! Săritura. Sari, 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 sari. Uite, iepurașul sare. Sari, sari, sari. Mingea sare și mai tare. Sari, sari, sari. Iepurele mingea sare. Mingea iepurele sare. Sari, sari, sari. Greierașul pe pășune. Sari, sari, sari. Sare greierele în lume. Sari, sari, sari. Pe pășune, pe potecă. Pe potecă, pe pășune, sari. Sari, sari. Poți să sari, sari, sari atât de sus. Poți să sari, sari, sari până la apus. Ce-i mai important acum, copii? Bucuroși puteți sări. Sari, sari. Sari, sari. Sari, sari. Sari, sari. Uite, iepurașul sare. Sari, sari, sari. Mingea sare și mai tare. Sari, sari, sari. Iepurele mingea sare. Toți copiii sunt picioare. Sari, sari, sari. Sare rare și sare Sasha. Sari, sari, sari. Daria, Nina și Natasha. Sari, sari, sari. Sar copiii și adulții. Animale în fundul curții. Sari, sari, sari. Sar copiii și adulții. Animale în fundul curții. Sari, 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 sari. Robot. Pip, 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 pop. Oh, pe cine avem noi aici în cutie? Bună! Wow, e Țupa! Bună, Țupa! Ce fel de costum e acesta? Sunt un robot! Bip, 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 bop, bop, bop. Bip, bună, Ariciu.
Bip, bip, bop, oh, oh. Bip, bip, bip. Bună! Bună! Bip, bip, bop, bip, bip, bip. Oh, oh. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, o să te prind, o să te prind. Oh, 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 oh. Ariciu, ia spune-mi, nu ai vrea să te joci și tu cu mingea? A-a, nu prea am chef. Te-am prins! Acum tu, e rândul tău! Nici de acum! De ce nu? Mi-e frică de tine! S-a întâmplat ceva, Ariciu? Cutia s-a întristat. Nu fi tristă, cutiuță. Vrei să desenăm ceva împreună? Eu nu sunt o cutiuță. Sunt un robot. Țopa? Asta era problema, Țopa. Ariciu nu te-a recunoscut în costumul de robot. S-a speriat și nu a vrut să se joace. Ariciu, nu-ți mai e frică? Nu mai este. Și ce ați vrea să facem acum, copii? Putem să desenăm cu un robot adevărat. Bip, bip, bup. Îmi este frică. Vântul suflă cu putere prin fereastră. De ce scârție deodată ușa noastră? Frica-i mare, mare, mare. Iar eu tremur în picioare. Iar eu tremur în picioare. Câteodată-ți vine să te sperii bine. De teamă ne oprim din drum. Ai! Ai! Hai, aprinde pe cu o dată. Să dispară teama toată. E un cățeluș drăguț pufos, jucăuș mic și blănos. E un cățeluș drăguț pufos, jucăuș mic și blănos. Câteodată-ți vine să te sperii bine! E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Frunza. Așa și așa. Florii mele îi place să bea. Alei mele îi place să se spele. Ce flori frumoase avem! Bună dimineața, copii! Bună! Bună! De-abia v-ați trezit și deja v-ați apucat de treabă? Aha! Da! Ce fete hărnicuțe! Munciți atât de mult! Dar eu nu am o floare! Nu fi supărat, Ariciu! Sunt aici și alte plante! Alege o floare care-ți place! Ia uite!
Of, îmi pare rău, Frunză. Nu mai fi trist, Ariciu. Pune frunza în apă și vezi ce se întâmplă. Bea, Frunză! Încălzește-te, micuțo! Foarte bine, Ariciu! Ariciule, hai să ne jucăm! Nu pot! Am această frunză! Ariciu, uite! Aha, văd! Ce sunt astea? Sunt picioare? Sunt peri mici! Nu, copii, aceea e rădăcina. Uitați-vă la frunza asta. Acum o puteți planta în pământ. Să o plantăm! Să o plantăm! Crește frunza! Nu! Nu e o frunză! Nu e o frunză! E o floare! Crește floare! Crești floare, crești mare! De acum, Ariciu are ceva de care să se îngrijească. Știți cum se numește planta asta de casă? Violetă! Și în curând, micuțele flori vor înflori. Plante de casă! Dar oare ce văd aici? Copiii noștri sunt hotărâți să crească plante de casă. Plantăm! Uităm! Ștergem frunzele! Unghiveci punem pe masă, chiar în cămăruța noastră, cu un pic de pământ în care se va dezvolta o floare. N-avem teamă de zăpadă sau de îngheț cu gheața groasă, pentru că a noastră plantă crește de acum în casă. Pentru că a noastră plantă e o plantă de casă. Am aici iarba, bambus. Am o plantuță, un strugure de casă. Iar eu am o frunză. Oh! Și am și o floare, o violetă! Câte plante cresc, dar toate trăiesc la interior și sunt numite plante de casă. Ne plimbăm până la fereastră să vedem și noi cum crește, ca să prindem clipa în care planta noastră înflorește. Am avut grijă de ea în fiecare zi. Am udat-o, am spălat-o, Pălăria vrăjitorului. Bună ziua, copii! Bună! Ne-am murdărit de tot! Și acum ce ar trebui să facem? Să ne spălăm! Peste tot? Peste tot! Milu, nu ar trebui să te speli pe cap? Nu am să mă spăl pe cap. Dar de ce? E ud. Și e cu spumă. Așa. Și îmi intră în ochi și în urechi. Nu vreau. Milu! Vrei să te joci? Să mă joc? Da. Stai jos. Stai așa. Așteaptă puțin. Închide ochii. Pot să-i deschid? Pot? Încă nu, stai o clipă. Bine, deschide. O adevărată pălărie de vrăjitor. Ce poate face țopa? De toate, închide ochii. Gata! Sunt un iepuraș. Un iepuraș? Vrei să fii Ariciu? Da.
timpul ca toți micii vrăjitori să-și dea jos pălăriile și să se ducă la culcare. Dă-o jos! Cu apa magică! Cu apa magică? Oh. Hai, hai! Închide ochii! 1, 2, apa magică! Bravo, Milu! Apa magică ți-a dat jos pălăria, iar acum părul tău e curat și frumos. E timpul să mergeți la culcare. Da, porni! Eu primul! Noapte bună! Vise plăcute! Iar acum vă spun noapte bună, mici vrăjitori. Spălatul pe păr. Ia spuneți-mi, ce veți face acum, copilași? Ne spălăm pe păr! O mulțime de motive ca să ne spălăm pe cap. Ne spălăm pe păr, pe față, apoi ne băgăm în pat. Bule de săpun, bule de săpun. Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Străluci tot părul. Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. Oh, ce drăguț! Milu, tu ești o floare? Iar florile trebuie? Trebuie udate! Băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. După ce se vor usca, va străluci tot părul. Versiunea în limba română a fost dublată studiourile Fast Production Film. Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele. Abonează-te la canalul Tralala pentru mai multe desene animate educative și cântecele nostime!